Astăzi vom vorbi despre Iisus Hristos. Da, Iisus Hristos, El reprezintă o altă dovadă puternică că Dumnezeu există. Cei care sunteți noi pe canal, vă spun, bine ați venit! Pentru ascultătorii care nu cred în Dumnezeu, vă rog să investiți câteva minute în viața dumneavoastră spirituală și să ascultați acest mesaj până la capăt. Vă îndrum să încercați să judecați imparțial, să fiți obiectivi din punct de vedere intelectual și deschiși unei alte alternative. Acest video face parte dintr-o serie mare de mesaje unde explorez multe subiecte științifice și logice în legătură cu existența lui Dumnezeu. Veți găsi un link la întreaga serie de mesaje în descrierea acestui video. Pentru cei care cred în Dumnezeu, cum am mai zis și în mesajele anterioare, este clar că o persoană crede în Dumnezeu datorită faptului că are credință. Asta e cel mai important. Însă realitatea ne arată că sunt multe persoane care nu cred în Dumnezeu și care zic: ia mai lasă-mă cu Biblia și cu credința și cu religia. Astea-s povești. Mie să-mi demonstrez științific că există Dumnezeu. Exact asta tratez în aceste mesaje. Argumente logice și științifice care sunt folositoare unui credincios, dar și unei persoane care nu crede. Ok, să intrăm în subiect. Deci, însuși Iisus Hristos reprezintă o altă dovadă puternică că Dumnezeu există. Viața lui Iisus, miracolele făcute de El, dar cel mai important, învierea Lui din morți. Iisus Hristos a fost Dumnezeu întrupat în om, care a pășit pe acest pământ cu 2000 de ani în urmă. El a spus că este Dumnezeu, parte a Sfintei Trinități. Iisus a sfidat bolile. Iisus a vindecat instantaneu ologi și orbi din naștere, leproși și multe alte boli. Iisus a sfidat vremea. El a spus furtunii dezlănțuite să se liniștească și instantaneu vântul s-a calmat. Iisus a sfidat legile fizicii, a mers pe apă, a vindecat oameni fără a fi prezent, de la distanță. Cine a mai făcut vreodată așa ceva? Iisus a sfidat legile biologiei, Iisus a înviat pe Lazar, care murise de 4 zile. Dar cel mai important dintre toate, Iisus Hristos a zdrobit moartea prin faptul că El însuși a înviat. Cine a mai făcut așa ceva vreodată? Iisus de fapt a și declarat în Ioan 10:17 următoarele, citez: îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Închid citat. Păi acest lucru stă numai în puterea lui Dumnezeu. Cine a mai făcut vreodată așa ceva? Nu numai că Iisus a declarat asta, dar exact așa s-a și întâmplat. De asemenea, foarte important de reținut, toate miracolele făcute de Iisus sunt documentate istoric de martori oculari din acea vreme. Viața, miracole, răstignirea pe cruce și apoi învierea lui Iisus reprezintă evenimente ce nu sunt contestate de niciun document istoric din acele timpuri. Asta e foarte important de ținut minte. După înviere, Iisus s-a arătat multor oameni, la sute de oameni, timp de 40 de zile până când s-a înălțat la ceruri, în rai. Și nimeni din acea perioadă nu neagă învierea și miracolele lui Iisus. Nu există nicio scriere, niciun document care să contrazică aceste miracole și învierea lui Iisus. Nu se poate spune că a crede în Iisus și în învierea lui este doar o chestiune de credință. Ce vreau să zic? Păi, vorbind în mod general, cum știm că anumite evenimente s-au petrecut în trecut, în istorie? Simplu. Știm de ele pentru că există documente istorice, scrieri care arată că acele evenimente s-au petrecut. La fel, în cazul lui Iisus, există multe documente care atestă că învierea lui Iisus și miracolele au avut loc. În primul rând, Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, atestă, arată că învierea și miracolele au avut loc cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Unii dintre noastre o să spuneți: normal că în Biblie scrie, dar eu nu cred în Biblie. Vă rog să ascultați atent, pentru că vă voi da chiar acum alte surse, atenție, surse necreștine, istorici, romani, greci, care vorbesc de învierea lui Iisus și miracolele făcute de El. De exemplu, Iosif Flaviu a fost un istoric evreu capturat de romani ca prizonier de război. A trăit între anii 37 și 100, era noastră. Iosif Flaviu amintește în scrierile sale multe personaje din Noul Testament, printre care și Iisus Hristos. Citez din scrierile sale: în vremea aceasta a trăit un om înțelept numit Iisus. Pilat l-a condamnat la moarte, iar cei care au devenit ucenicii lui nu au abandonat învățătura lui. Bineînțeles, aici e vorba de creștini.
Continui. Ei au spus că li s-a arătat la 3 zile după răstignire și că el era viu. În consecință, poate că el a fost Mesia despre care profeții au scris lucruri minunate. Închid citatul. Alt exemplu, Cornelius Tacitus, istoric roman care a trăit între anii 55 și 120, scrie despre împăratul roman Nero. Citez, de aceea, pentru a suprima zvonurile, Nero i-a acuzat în mod fals, adică pe creștini, și i-a pedepsit cu torturi pe niște oameni cunoscuți sub numele de creștini, care erau urâți de popor pentru enormitățile lor. Hristos, fondatorul, a fost dat morții de Pilat din Pont, procuratorul iudeii, în timpul domniei împăratului Tiberius. Dar superstiția periculoasă suprimată pentru o vreme a izbucnit din nou nu numai în Iudeea, ci și în cetatea Romei, închid citatul. Bineînțeles, vorbește aici despre răspândirea, expansiunea explozivă a creștinismului. Deci, repet, aceste surse n-au nicio legătură cu creștinii, n-au nicio legătură cu... Deci, n-au fost ucenici al lui Iisus Hristos, au fost istorici, oameni învățați din perioada aceea, care au scris despre Iisus Hristos. Alt exemplu, Pliniu cel Tânăr, a fost istoric roman, a trăit între anii 61 și 113, era noastră. Într-un raport înaintat împăratului Traian, a dat informații despre felul în care au fost uciși o mulțime de creștini, bărbați, femei, copii, după ce aceștia au refuzat să-l blesteme pe Hristos. În același raport mai scrie, citez, creștinii aveau obiceiul să se întrunească într-o anumită zi, înainte de a se lumina de ziua, și cântau în versul un imn lui Hristos ca unui zeu și se legau prin jurământ solemn să nu facă nicio faptă rea, să nu tăgăduiască adevărul atunci când li se va cere să depună mărturie despre el. Închid citatul. Alt exemplu, Suetonius, care a fost somitate juridică pe timpul împăratului roman Hadrian, a trăit între anii 65-135, era noastră. A făcut 2 referiri la Iisus Hristos. 1. Citat, întrucât evreii făceau neîncetate tulburări datorită răstignirii lui Hristos, el i-a expulzat din Roma. Chid citatul. 2. Alt citat. Nero a pedepsit pe creștini, o clasă de oameni dedați la o superstiție nouă și periculoasă. Închid citatul. Bineînțeles, vorbea despre creștinism. Alt exemplu. Lucian, scriitor grec. Secolul 2. El scria următoarele. Citez. Omul care a fost crucificat pentru că a introdus acest cult nou în lume. În afară de aceasta, primul lor legiuitor i-a convins că toți sunt frați unul cu altul după ce a păcătuit odată pentru totdeauna prin tăgăduirea zeilor greci și prin închinarea înaintea înțeleptului crucificat și prin trăirea după legile lui, închid citatul. Bineînțeles, se referea la Domnul Iisus Hristos. Deci, aici vedem clar că în afara Bibliei avem istorici, romani, greci, mari oameni învățați din acele timpuri care, atenție, nu aveau legături cu creștinitatea, dar vorbesc despre Iisus Hristos. Deci există o grămadă de documente care atestă învierea lui Iisus Hristos, miracolele și viața lui. Apropo, pentru cine nu crede că Biblia este scrisă cu directă inspirație de la Dumnezeu, am o serie de mesaje care aduc dovezi științifice și logice ce arată că Biblia este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Găsiți linkul în descrierea acestui video. Voi continua să aduc și alte dovezi științifice și logice care arată existența lui Dumnezeu. Vă sugerez să vă abonați la canal, să dați click pe acel clopoțel, în felul ăsta o să fiți anunțați când postez un nou mesaj. Ca de obicei, dacă credeți că mesajul de azi v-a folosit, vă rog să-l trimiteți mai departe și altora. Sănătate și numai bine! Doamne ajută!